succes în premieră pentru LPS Târgu Jiu. Handbalistele au obținut prima victorie din actuala ediție de campionat. Formația gorjeană a trecut la limită pe teren propriu de echipa CSU Târgoviște, scor 28-27. Meciul care s-a disputat duminică la Sala Sporturilor din Târgu Jiu a adus prima victorie a fetelor de la LPS Târgu Jiu. Gazdele au intrat la cabine cu un avantaj de 2 goluri, însă jocul a fost pe muchie de cuțit până la final. Ne așteptam la acest succes pentru că era meciul retur pe care îl disputam cu formația din Târgoviște, iar acolo am pierdut 2 goluri pe final de meci. Bine că s-a terminat cu această victorie, e un succes moral și sperăm să facem față, pentru că sunt echipe cu statut vechi în divizia A, cu jucătoare cu experiență, foste jucătoare de ligă și e foarte greu. Noi sperăm să ducem la bun sfârșit acest campionat, a precizat antrenorul formației Nicu Lăscăteu. LPS Târgu Jiu evoluează în seria C a diviziei A și are din 7 meciuri 6 înfrângeri și o victorie.